În perioada 28-29 septembrie, Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul poliților municipale și orășenești au organizat o acțiune pe raza județului pe linia depistării conducătorilor auto ce conduc autovehicule pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. În cadrul acțiunii au fost testați cu aparatul etilotest 326 de conducători auto. Au fost constatate 7 infracțiuni și au fost aplicate 82 de sancțiuni contravenționale în valoare de 49.310 lei. Totodată au fost reținute 12 permise de conducere și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare. De exemplu, pe data de 29 septembrie la ora 15:30 de minute, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe drumul județean 178 din comuna Ciprian Porumbescu autoturismul înmatriculat în străinătate condus de un localnic de 26 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, ce va fi soluționat procedural. Tot pe data de 29 septembrie, ora 12:41 de minute, o patrulă din cadrul secției 14 Poliție Rurală Vama a oprit pentru control pe drumul județean 176 din comuna Vatra Moldoviței mopedul înregistrat condus de un localnic de 51 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul mopedului a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,52 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, după care la spitali s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, ce va fi soluționat procedural.